Ce repede a trecut timpul. Mi-am dat seama că în America trece timpul foarte repede. Parcă numai ce am ajuns, parcă numai ce mi-am desfăcut bagajele și mâine plec. Pe de o parte mă bucur că în sfârșit mă duc acasă. Despre studenți se spune că sunt puțin plecați de acasă, la propriu. Dar mă bucur că există și o reîntoarcere și mă duc din nou în București și sper să ajung și acasă cât mai devreme. Aș vrea să-mi exprim bucuria și mulțumirea de a fi fost aceste săptămâni, luni împreună cu dumneavoastră. Am avut un timp binecuvântat, extraordinar, împreună cu dumneavoastră. M-am bucurat să vă cunosc ca biserică, să petrecem timp împreună, împărtăși unii cu alții. Vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele de încurajare pe care mi-ați spus, pentru încurajări, dar și pentru rugăciuni. Vă mulțumesc că încă din prima zi v-ați rugat pentru mine și vă rog tare mult să o faceți în continuare. Mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Și am nevoie tare mult de rugăciunea dumneavoastră. Și o să mă rog pe dumneavoastră, vă port în rugăciune, dar vă îndemn și pe dumneavoastră la lucrul acesta. E extraordinar să păstrăm această legătură a Duhului, să fim uniți în rugăciune, să mijlocim unii pentru alții. M-am bucurat pentru... Am cunoscut foarte multe persoane. Vreau să mulțumesc în această seară familiei Roman pentru timpul pe care l-am putut petrece la dânsii acasă. Am fost găzduit pentru câteva săptămâni. Mulțumesc pentru ospitalitatea dânșilor. În mod special aș vrea să mulțumesc familiei Sudor, fratelui Matei și sorei Dina pentru ospitalitatea dânșilor, pentru că m-au primit cu dragoste și căldură și în mod special m-am bucurat să îl cunosc pe fratele Matei și m-am bucurat pentru exemplul dânsului în ce privește slujirea. M-am bucurat să văd modul în care caută să vă slujească pe dumneavoastră și Domnul într-un mod cât mai bun posibil, o slujire de calitate. Domnul să binecuvinteze pe el, familia dânsului, lucrarea pe care o a de făcut, să-i dea mult har și binecuvântare în răspândirea Evangheliei. De asemenea, m-am bucurat pentru timpul petrecut împreună cu fratele Pit, pentru orele în care fratele mi-a împărtășit din lucrarea, din experiențele dânsului, care au fost o încurajare pentru mine. M-am bucurat pentru sfaturile pe care le-a dat, pentru mustrările pe care mi le-a dat adeseori. Noi la seminar facem istoria, unul dintre cursuri este istoria baptiștilor și e frumos să te uiți în istorie. Dar mai frumos este să asculți istoria baptiștilor din perspectiva celor care au scris istorie. Și fratele Pit este istoria vie a baptiștilor. M-am bucurat de exemplul dânsului, Domnul să-l întărească, să-i dea putere în continuare. Și pe noi toți, Domnul să ajute să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Și aș vrea în încheierea mulțumirilor, aș vrea să vă las un verset din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58, în care spune cuvântul Domnului: de aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Fiți tari, neclintiți pe cale. Și mai mult de atât, dincolo de orice lucru pe care îl putem face în lumea asta, e lucrul Domnului care contează și rămâne pentru eternitate. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră. În această seară aș vrea să ne uităm în cuvântul Domnului, în textul care a fost citit, în Deuteronom 6, un text arhicunoscut, l-am auzit de atât de ori poate predicat și care aș vrea să fie o încurajare pentru noi această seară. S-a încheiat o perioadă pentru poporul evreu, 40 de ani, o istorie lungă, tumultoasă, momente memorabile, experiențe cu Dumnezeu, locuri de aducere aminte, lecții pe care le-au învățat de-a lungul anilor, date de către cel preanalt. 40 de ani copilul Israel merg prin pustiu și văd mâna lui Dumnezeu și experimentează bunătatea, prezența lui Dumnezeu în viața poporului. Dumnezeu merge, călăuzește către Canaan
și pe zi ce trece, vedeau cum promisiunile Domnului se împlinesc. Țara Canaanului era mai aproape decât oricând de ei. Se apropiau tot mai mult. Și atât ajuns la granița țării Canaan. În Deuteronom îi găsim exact la graniță, 4:46, dincoace de Iordan, în țara Sihon, împăratul amoriților. Acolo se aflau poporul evreu, după un lung șir de experiență cu Dumnezeu, după un lung drum prin pustie. Doar câteva ore mai despărțeau până când aveau să intre în țara promisiunii, în țara Canaan. Atâtea ori și noi ne aflăm la granițe, nu-i așa? Ne aflăm în etape în viața noastră, parcurgem diferite etape. Încheiem o etapă, intrăm în alta și viața merge înainte. Și pentru poporul evreu s-a încheiat o etapă, o călătorie prin pustiu și începea o nouă etapă, țara Canaan. Și vedem în cartea lui Iosua experiențele care l-au avut de cucerirea țării Canaan. Însă, intrând în această țară pe care nu o cunoșteau, aveau să se confrunte cu noi experiențe, să intre în necunoscut. Drept urmare, Moise, un lider puternic care pentru 40 de ani a condus poporul lui Dumnezeu către țara promisă, care a avut rolul de mijlocitor al legământului și a transmis poruncile lui Dumnezeu poporului, acum în aceste momente, la graniță, le transmite ultimele sfaturi poporului Dumnezeu, le dă ultimele sfaturi. Verdictul era clar. Moise n-are să intre în țara promisă. Dumnezeu a spus lucrul acesta și s-a împlinit. Avea să se continue călătoria sub conducerea lui Iosua. Dar în aceste momente Moise stă ultima dată în fața poporului și le amintește de legea pe care Dumnezeu le-a dat-o la Horeb. Și aici ajungem în cartea Deuteronom. Cartea aceasta poate fi împărțită în trei discursuri mari ale lui Moise. Iar Deuteronom 6 face parte dintr-o unitate de text care începe în capitolul 4:47 și se încheie în capitolul 26, multe capitole aceste cărți, și constituie cea de-a doua cuvântare a lui Moise înainte ca poporul să intre în țara promisă. Și aș vrea să privim acest text îndeaproape și să vedem sfaturile și lecțiile pe care Moise le dă poporului înainte de a intra în țara promisă. În primele versete din acest capitol, Moise cheamă poporul lui Dumnezeu să păzească poruncile lui Dumnezeu, nu numai ei, ci din generație în generație, acestea să fie transmise, iar păzirea poruncilor lui Dumnezeu aduce binecuvântare. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care au poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț, să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau astăzi și să ai zile multe. În Deuteronom nu este prezentat un nou legământ, ci renoirea legământului deja încheiat între Dumnezeu și poporul său. A fost nevoie de o repetare a legii, întrucât era imperios necesar că atunci când vor intra în țară, în țara făgăduită, când vor ajunge acolo, să continue să respecte, să împlinească toate legile și poruncile pe care le-a dat Dumnezeu. În mijlocul unor popoare păgâne, în mijlocul unor națiuni politeiste, poporul Israel trebuia să trăiască distinctiv. Iar aceste porunci trebuiau păzite, împlinite, observați textul, în toate zilele vieții. Și mai mult de atât, trebuiau transmise generațiilor următoare. Aceste legi să le păzești, dar nu numai tu, ci fiul tău și fiul fiului tău. Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu a fiecărei generații are ca urmare revărsarea binecuvântărilor lui Dumnezeu. Să ai zile multe, să fii fericit. Asta este binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă celor care împlinesc poruncile lui. O viață fericită, o viață binecuvântată este un rezultat al ascultării și a împlinirii poruncilor pe care Dumnezeu ne le-a dat să le împlinim. Iar acest lucru este universal aplicabil pentru toate generațiile din orice timp și din orice loc. Dumnezeu ne-a dat porunci, legi, rânduieli. Acestea nu ne sunt relevate în scripturi. Datoria noastră este să le împlinim.
iar cei care le împlinesc sunt beneficiarii binecuvântărilor divine. Vreau să fac o remarcă. Poruncile lui Dumnezeu nu sunt date pentru a ne îngrădi și a ne priva de libertate. Poate ne uităm la cei din lume și spunem, dar fii atent câtă libertate își permit ei. Uite că lor le este permisă să facă un lucru și altul. Noi avem tot felul de legi și rânduieli. Dragii mei, acestea nu sunt date pentru a ne îngrădi, ci ne sunt date pentru binele nostru. Legea Vechiului Testament nu a fost un set de reguli împovărătoare, ci precum ar fi un comendator, legea este un dar generos făcut Israelului, care a dus multe binecuvântări când a ascultat-o. Și așa s-a întâmplat. Cât timp poporul evreu a ascultat legea lui Dumnezeu, a mers din biruință în biruință, Dumnezeu l-a dat propășire. Însă cât timp nu au ascultat, cât timp au încălcat legea lui Dumnezeu flagrant, au îndurat și consecințe. Poporul evreu, Dumnezeu l-a dat legea. Și a fost binecuvântat atunci când au ascultat-o. Însă și astăzi Dumnezeu ne-a dat legi și porunci care sunt valabile pentru noi astăzi. Și Dumnezeu ne cere să le împlinim. Să fim gata să le împlinim, să le păzim. Din generație în generație. Și aceasta asigură binecuvântare. Uitați-vă, vă rog, la viața oamenilor care au păzit într-adevăr legea lui Dumnezeu. Care au luat într-un mod serios acest aspect. Care au căutat în orice moment să fie împlinitori ai poruncilor lui Dumnezeu. Au fost oameni atât binecuvântați. Și binecuvântarea a mers din generație în generație. Poate unor a lipsit un trai decent. Poate unii n-au trăit în vile cu piscină și lux peste cap. Unora dintre ei au trăit atât de modest. Unii au întâmpinat persecuții, care au plătit cu prețul vieții pentru că au rămas loial cuvântul lui Dumnezeu. Unii au trăit în sărăcie. Într-adevăr au plătit un cost și unul mare. Dar Dumnezeu a binecuvântat. Nu neapărat cu binecuvântări materiale, dar din punct de vedere spiritual, cu siguranță. Ce să mai vorbim de binecuvântările cerești, de răsplata care așteaptă pe cei care au rămas loiali cuvântului Dumnezeu. Mi-amintesc de perioada copilăriei. În familia mea, bunicul, tata, doi unghi de-a mei sunt păstori. Am ascultat mai multe predici ca mulți dintre dumneavoastră în mulți ani. Dar pentru mine a fost un exemplu de trăire. Un model în ce privește viața lângă Domnul. Și în mod special, un rol important l-a jucat străbunica mea în viața mea. Îmi amintesc de clipele când eram copil și nu înțelegeam multe lucruri. Îmi amintesc de momentele acelea când străbunica mea mă învăța cântări, când să dea cuvântul Domnului în inima mea. N-am uitat niciodată de acele versete și de acele sfaturi pe care mi le-a dat. Până în ziua de astăzi îmi amintesc cu bucurie. Și rugăciunile ei, modelul ei de viață, faptul că a investit în mine cuvântul lui Dumnezeu, a avut efect peste ani. Extraordinar să ai oameni care să investească în viața ta, să perpetueze, să păzească cuvântul lui Dumnezeu, să fie un exemplu, dar să-l ducă mai departe în generații. Și generații întregi sunt binecuvântate din cauza acestor oameni care au rămas fideli cuvântului Dumnezeu și toate legile și poruncile lui Dumnezeu au fost gata să le împlinească. Urma o nouă etapă pentru popor. La început de drum, înaintea țării Canaan, ei trebuia să nu uite legile și poruncile care era imperativ să fie respectate. Poruncile lui sunt date spre binele și spre binecuvântarea noastră. Însă toată această lege pe care Dumnezeu a dat-o poporul evreu se rezumă la două fraze. Toată această lege cu atâtea rânduieli și porunci se poate rezuma la două fraze și anume iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproapelor. Și continuăm să ne uităm la acest pasaj, versetul 4 până la versetul 9, reprezintă Shema Israel, care a devenit mărturisirea de credință evreiască recitată zilnic de către evlavioși și în fiecare zi de sabat atunci când erau în sinagogă. În aceste versete este prezentat Dumnezeul adevărat, adevărul despre natura lui Dumnezeu și datoria fundamentală a omului de a-L iubi
pe Dumnezeu, cea din tâi poruncă și cea mai mare. Versetul 4. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. În țara care aveau să intre, nu trebuiau să uite că există un singur Dumnezeu. În cucerirea țării Canaan aveau să întâlnească diferite popoare, comunități, cu diferite crezuri, cu diferite valori, alți dumnezei. Cananiții aveau foarte mulți zei cărora ei se închinau. Cel mai important era zeul Baal, să zice Asarteia. Aveau temple, aveau închinare înainte acestor dumnezei. Însă în mijlocul acestor oameni, poporul Israel nu avea voie să piardă din priviri faptul că Dumnezeul lor este unic și nimeni nu este ca El. Și lucrul ăsta s-a confirmat de nenumărate ori pe parcursul călătorierilor prin pustie. Și această convingere că există un singur Dumnezeu trebuia să guverneze, să troneze în mintea și în inima lor. Însă poporul trebuia să se raporteze într-un anumit mod la Dumnezeu. El, Dumnezeu, și-a arătat dragostea față de poporul său. Cum? Prin multe lucruri. Citim în Scripturi. Prin purtarea de grijă. Prin faptul că a dat porunci și rânduieli, prin modul în care s-a îngrijit până în cel mai mic detaliu de fiecare aspect din viața lor. Dumnezeu și-a arătat dragostea prin modul în care a călăuzit și a condus până acum la granița țării Canaan. Însă la rândul lor, poporul trebuia să-și manifeste și dragostea față de Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău este porunca centrală a cărții Deuteronom. Întrucât legea repetată în această carte implică ascultare, iar ascultarea și împlinirea acesteia sunt o expresie a dragostei omului față de Dumnezeu. De aceea această poruncă însumează toate celelalte porunci. Și dragostea față de Dumnezeu nu trebuie manifestată într-un mod superficial, de obligație. Și observați, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Nu din obligație, nu ca pe o corvoadă, ci cu bucurie și cu dedicare totală. Noi îl spunem că îl iubim pe Dumnezeu și o facem prin cântări, prin tot felul de rugăciuni. Însă oare îl iubim cu toată inima, cu tot sufletul nostru pe Dumnezeu? Cum demonstrezi că îl iubești pe Dumnezeu? Dați-mi voie să spun, nivelul nostru de dragoste față de Dumnezeu este influențat de modul în care noi împlinim toate legile, rânduielile și poruncile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Hai să ne punem câteva întrebări într-un mod individual. Cât de mult atenție dăm relații noastre cu Hristos? Cât de mult citim Scriptura? Cât de mult suntem gata să împlinim toate legile și rânduielile lăsate de Dumnezeu? Cât de mult practicăm disciplinele spirituale? Câtă importanță dăm întâlnirilor bisericii? Cât de mult preț punem pe părtășia cu frații? Cât de mult căutăm să ne asemănăm tot mai mult cu Hristos? Cât de mult aleg ca în deciziile mele să fie în conformitate cu voia și poruncile lui Dumnezeu? Cât de mult? E răspunsul acestei întrebări, uitându-ne și auto-evaluându-ne, de răspuns la nivelul nostru de dragoste față de Dumnezeu. Atât de mult îl iubim pe Dumnezeu, încât suntem gata să împlinim poruncile Lui. El ne-a iubit cum nu putem explica în cuvinte. Stau și mă întreb cât de mare este dragostea pe care noi o arătăm față de El. Haideți să ne întrebăm, serios, cât de mult îl iubim pe Dumnezeu. Dacă îl iubesc eu cu toată inima, cu tot sufletul meu, cu toată puterea mea. E o poruncă, Dumnezeu ne cere lucrul ăsta, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. E cea mai mare poruncă. O împlinesc eu, practic, în viața mea. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și în final, toate acțiunile zilnice pe care noi le întreprindem trebuie să fie determinate de această poruncă. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca
și când te vei scula. Dumnezeu s-a implicat într-un mod activ în rândul poporului, fiind interesat de viața fizică, de viața spirituală acestea, până în cel mai mic detaliu. Citim în cărțile din Pentateuch și vedem cum Dumnezeu a dat atâtea legi poporului, peste 600 de porunci. Repet, nu în detrimentul lor, ci pentru binele nostru, pentru binele lor. Și prin aceasta Dumnezeu îi protejează pe copilul Israel. Însă toate acțiunile zilnice trebuiau determinate de aceste porunci. Să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Generație după generație trebuia să fie gata să împlinească, să cunoască poruncile lui Dumnezeu. Dar mai mult de atât, trebuia să și le însuțească. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini, să fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile casei tale. Și în contextul iudaic, aceste versete au fost luate literal și în consecință au fost folosite filacteriile, bucate de pergament cu versete biblice purtate ca talisman de vrei. Acum, indiferent de sensul metaforic sau literar, aceste versete comunică adevărul că legea lui Dumnezeu trebuie amprentată puternic în viața și inima noastră, în viața poporului, iar în țara promisă în care ei urmau să intre, trebuia să trăiască distinctiv în ascultare de poruncile lui Dumnezeu ca un răspuns al dragostei lor față de El. Dumnezeu a iubit, la rândul lor trebuiau să fie gata să-și manifeste și ei dragostea față de El prin modul în care împlineau toate legile și toate poruncile date de El. Despre acest lucru vorbește Deuteronom 6. Ok. Ce relevanță are pentru noi astăzi poruncile date pentru Dumnezeu, de date Dumnezeu poporului Israel? Stăm și ne uităm și vedem atâtea legi, atâtea porunci. Cu ce mă ajută pe mine astăzi, credinciosul contemporan, care trăiesc în secolul 21, să învăț și să înțeleg toate legile și poruncile date lui Dumnezeu? Sunt atâtea provocări în lumea asta. E ok să ne întâlnim duminica la biserică, să citim din cuvântul Lui, dar de luni până sâmbătă ne confruntăm cu atâtea provocări, suntem în lumea asta. Ce relevanță are pentru mine să cunosc toate legile și toate poruncile care le-a dat atunci Dumnezeu poporul evreu? Cum se poate aplica în prezent porunca centrală a cărții de Deuteronom, porunca care însumează toată legea? Și aici dați-mi voie să exprim un adevăr de interpretare a Scripturii, un adevăr hermeneutic. Și anume, legea Vechiului Testament trebuie interpretată în contextul ei. Este important de remarcat faptul că legea poporului evreu, care o citim în Scriptură, în Pentateuch, a fost dată pentru ei. Este legământul lor. Dumnezeu le-a purtat de grijă de-a lungul anilor și a vrut să fie interesat de ei, să le dorească binele. Și de aceea a dat aceste porunci și rânduieli. Însă nicio poruncă, nicio lege din Vechiul Testament, care a fost dată poporul evreu, nu se aplică într-un mod direct nou astăzi, cu excepția unor legi care au fost reiterate în Noul Testament. Dumnezeu a dat legi cu privire, de exemplu, la igienă, la alimentație, legi care au păzit și au binecuvântat acolo în călătorie spre țara promisă. Și de multe ori luăm aceste legi și le dăm interpretări greșite astăzi și astfel ajungem la conflicte teologice și învățături eronate. Bun, atunci ce rol au pentru noi astăzi toate aceste legi? Cu ce mă ajută să le știu? Nu spune cuvântul că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos? Ba da, Dumnezeu ne spune lucrul ăsta. Toată Scriptura, inclusiv partea legii, este dată de Dumnezeu cu folos și ne vizează pe fiecare dintre noi. E adevărat, legea, aceste legi care le avem, nu ne vizează în mod direct pe noi, dar ne ajută să înțelegem modul în care Dumnezeu poartă de grijă poporului Său. Prin aceste versete și prin aceste legi înțelegem modul providențial în care Dumnezeu guvernează istoria, în care conduce istoria poporului evreu. Legea ne învață modul corect în care trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, ne învață lecția credincioșiei. Legea rămâne cuvântul inspirat al lui Dumnezeu.
De la un capăt la celălalt, Biblia vorbește despre credincioșie, loialitate, închinare. Oamenii trebuie să manifeste dragoste față de Dumnezeu. Dar cineva spunea, modul în care ne manifestăm loialitatea s-a schimbat în nou legământ. Legea care a fost reînnoită, reiterată în Noul Testament, se aplică direct nouă astăzi și este imperativ să o respectăm. Și în consecință, porunca de a-L iubi pe Dumnezeu este reiterată în Noul Testament. În Marcu 12 cu 30, în Matei 22 cu 37. Și vă dau un exemplu. Un trecărturar a venit la Domnul Iisus și l-a întrebat, care este cea din tâi dintre toate poruncile? Iisus a răspuns, cea din tâi este aceasta. Ascultă Israele. Da, Shema Israel. Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Trec anii, trec viacurile și Domnul Iisus cataloghează această poruncă drept cea mai mare și se aplică oricărui credincios, fiind fundamentală pentru oricine care face parte din împărăția lui Dumnezeu. Și astăzi, chiar dacă nu mai trăim sub lege, totuși Dumnezeu ne cere să-L iubim pe El cu toată inima, cu tot sufletul nostru și cu toată puterea noastră. Mai mult de atât, Shema Israel este menționată și de Pavel în 1 Corinteni 8 cu 6. Spune Pavel, nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi. Și mai mult de atât, Pavel adaugă, este și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Există un singur Dumnezeu Tatăl și Iisus, un singur Domn, Iisus Hristos. Și acest lucru trebuie impregnat puternic în viața fiecărui credincios. Viața fiecărui dintre noi trebuie să graviteze în jurul Domnului nostru Iisus Hristos. Și fiecare dintre noi trebuie să ne manifestăm dragostea față de El prin împlinirea poruncilor sale. Ce învățăm din Deuteronom 6 noi astăzi? Cu ce plecăm în această seară din locul acesta? Învățăm din Deuteronom 6 că în mijlocul societății în care suntem așezați, trebuie să ne trăim viața într-un mod instinctiv, ghidați în permanență după poruncile și îndrujerile pe care Dumnezeu le-a dat pentru noi. Toate aceste porunci nu ne sunt date în detrimentul nostru, ci pentru binele nostru. Pentru că Dumnezeu a vrut binele nostru, este interesat de viața noastră până în cel mai mic detaliu. Pentru aceasta Dumnezeu ne-a lăsat poruncile Lui. În locul în care Dumnezeu ne-a așezat, fie că noi sunteți aici în America, fie în România, în locul în care suntem, să trăim făcând diferența. În mijlocul atâtor popoare, cu diferite crezuri, cu diferite opinii și valori, noi să fim ghidați în permanență de toate legile și poruncile lui Dumnezeu. Și trăim distinctiv, să reflectăm caracterul lui Dumnezeu în viața noastră. Și acest lucru este rezultatul dragostei pe care o manifestăm față de El. Modul în care ne raportăm la poruncile sale și modul în care noi le împlinim indică dragostea pe care o avem pentru Dumnezeu. E foarte important atunci când mergem pe drumul vieții să nu uităm de poruncile lui Dumnezeu. Cartea Deuteronom are o expresie care se repetă. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte. În orice moment să ne aducem aminte de Dumnezeu, este un singur Dumnezeu. Să ne aducem aminte de poruncile Lui și că ne cere să-L iubim cu toată inima și cu tot sufletul nostru. Ne așteaptă noi provocări în viață. Ne așteaptă circumstanțe, nu știm. E totul necunoscut pentru fiecare dintre noi. Dar Dumnezeu este gata să pună la dispoziție toate resursele care avem nevoie. Este gata să meargă înaintea noastră. Este gata să ne ofere prezența Lui, însoțirea Lui, ne dă biruință, este cu noi acolo în circumstanțele noastre, în fiecare context al vieții noastre. Dar este și datoria noastră să fim gata să împlinim, să reflectăm adânc la poruncile pe care El ni le-a dat și în orice etapă din viață, oriunde ne-am aflat, să fim gata să împlinim toate legile, rânduielile pe care le-a poruncit Dumnezeu. Cuvântul Său să fie o prioritate pentru noi, mai mult ca orice în lumea asta.
Poruncile Dumnezeu să fie baza oricărei decizii, orice acțiune, orice pas ne vom călca, să fie guvernate de rânduielile lui Dumnezeu. Și împlinind poruncile sale, să dovedim astfel cât de mult îl iubim pe El. Să-L iubim pe Dumnezeu mai mult ca orice în lumea asta. Gata oricând să împlinim toate legile și toate poruncile pe care le-a lăsat pentru noi astăzi. Slăviți să fie Domnul pentru purtarea Lui de grijă, pentru cuvântul Lui, pentru poruncile sale. Noi nu ne rămâne decât datoria și privilegiul de a fi gata să împlinim cuvântul Său, toate legile și poruncile, rânduielile pe care a poruncit Dumnezeul nostru, fiecare dintre noi. Amin.